Salutare, prieteni! Noi continuăm seria episoadelor despre chestii smart ce îți pot face casa mai inteligentă, dar totuși cum rămâne cu securitatea? Ei bine, și asta poate fi smart și încă la un preț destul de rezonabil. Astăzi vă prezint un set de device-uri din gama Orvivo. Da, nu e ceva cunoscut, dar stați să vedeți ce pot face toate astea împreună. Device-urile din gama Orvivo au scopul de a-ți menține casa în siguranță. De câte ori ai avut situații când nu erai sigur, dacă ai stins gazul, dacă apa de la baie e oprită sau dacă ai scos fierul de călcat din priză. Tot ce vă prezint eu acum vine să rezolve aceste probleme, ba chiar mai mult. Creierul la toate chestiile astea este acest Smart Hub, care se conectează la internetul din casă. După care poți uni până la 100 de astfel de device-uri la el. Setarea e foarte ușoară, trebuie doar să te asiguri că senzorii au baterii, după care urmezi instrucțiunile din aplicație. Să începem de la intrare, avem uite așa un senzor care se instalează la uși și ferestre. De fiecare dată când deschizi ușa, asta se va înregistra în aplicație. În interior avem magneți care, dacă se îndepărtează, acționează device-ul. Totul e foarte simplu. O idee interesantă e să-l atașați la ușa de la frigider pe noapte. Tot pentru securitate avem și senzori de mișcare. Ei se instalează de pereți, în cutie sunt toate atașamentele necesare. Acești senzori pot depista mișcarea până la 7 metri cu un unghi de 120 de grade. Deci e bun și în casă și în afara ei. Evident, fiecare mișcare depistată va fi notată în aplicație. Dar să știi că ceva s-a mișcat în casă nu e îndeajuns, trebuie și să vezi. Pentru asta avem această cameră Wi-Fi de securitate de la Orvivo. Device-ul ăsta e atât de tare încât merită un review întreg. În aplicație puteți vedea că unghiul e îndeajuns de larg, 120 de grade, rezoluția nu e tare înaltă, dar se înțelege destul de bine ce se întâmplă și cel mai tare, dacă e prea puțină lumină, camera automat pornește Night Vision-ul. Asta e super tare. Mai mult ca atât, camera dublează și funcția senzorilor de mișcare, adică dacă vede că ceva s-a mișcat în cadru sau a captat vreun zgomot, te va înștiința imediat. În plus, ea are și difuzor, așa că poți folosi smartphone-ul ca microfon. Deci, cred eu că e bună și dacă lași copiii acasă fără supraveghere sau chiar maturi. Camera are slot microSD, așa că înregistrează în continuu și poți accesa aceste cadre de pe smartphone. Dar pentru mai multă siguranță avem un serviciu ce încarcă totul pe cloud, doar că e cam costisitor. Deci, există o grămadă de funcțional în acest device, în plus el poate fi procurat separat pentru că nu trebuie conectat cu hub-ul. Pentru cei care se gândesc toată ziua dacă au închis gazul și apa în casă, avem senzori de gaz, fum și apă. Cel de gaz, pentru a lucra în permanență, are nevoie de priză. Asta nu e tare comod, având în vedere că nu toți au prize lângă ara gaz, iar ideea device-ului este să depisteze cât mai curând o eventuală scurgere. Senzorul poate depista toate tipurile de gaz, lichefiat, metan, nu contează, important este să acționeze atunci când bate alarma. Haideți să testăm acest senzor cu ajutorul unei simple brichete. Acum el ar trebui deja să simtă gazul și poftim. Vine notificare și pe smartphone și țuie el ca nebunul. Dacă nu dă doamne se întâmplă vreun incendiu, avem senzorul de fum. Acesta va bate alarmă și cu sunet și în aplicația telefonului. Acum vom încerca să demonstrăm cum lucrează și vom da foc la niște hârtii. Iar pentru apă avem, uite așa, un senzor, partea de sus se unește de perete, iar cea de jos, această ventuză mică, de podeaua băii sau oriunde ai nevoie. Să simulăm o mică inundație, să presupunem că această chiuvetă este podeala. Unim ventuza asta de jos, deja aici este umed și îmi vine notificare pe smartphone. Pentru funcționarea corectă avem mai multe regimuri. Atunci când ieși din casă, activezi regimul Arming Outside. El se activează timp de 60 de secunde pentru a reuși să ieși din casă, după care fiecare mișcare, deschidere de ușă, schimbare de cadru la cameră sau scurgere va bate alarma la tine în smartphone. Dacă ești acasă, activezi regimul Arming at Home. Astfel vor lucra toți senzorii în afară de cei de mișcare și de la ușă. Restul în continuare stau de veche. Și disarm dacă vrei să închizi absolut toate sistemele de securitate. Apropo,
o chestie foarte tare pentru paranoicii care se tem să lase ceva în priză. Această priză smart se conectează doar la Wi-Fi și o poți dirija direct din aplicație. Astfel, unești un prelungitor la care sunt conectate mai multe lucruri și cu o singură apăsare oprești curentul la toate. Un device care e mai puțin pentru securitate, ci mai degrabă pentru comoditate, e acest smart hub cu infraroșu. Pe scurt, asta e o telecomandă universală. Aici o adaugi pe cea de la TV, de la aparatul de aer condiționat, orice telecomandă. Smart hub-ul se conectează la Wi-Fi, iar tu de pe smartphone poți dirija toate telecomenzile din casă, din orice colț al lumii, atât timp cât ai internet. Asta e super tare, practic, pornește aerul condiționat cât ești la serviciu sau televizorul sau orice vrei tu. Cel mai mare avantaj este că toate device-urile și toate funcțiile lor lucrează dintr-o singură aplicație. Deci nu trebuie să-ți bați capul de compatibilitate, să treci de la o aplicație la alta și să te încurci. Mai mult ca atât, aici poți adăuga membrii familiei, astfel ca și ei să poată monitoriza tot ce se întâmplă în casă. Iar asta permite să creezi așa numitele scenarii. De exemplu, eu pot seta că dacă senzorul de temperatură depistează 24 de grade, telecomanda universală automat să pornească aerul condiționat la 18 grade. Sau un alt exemplu la cum lucrează toată instalația asta smart, eu, spre exemplu, mi-am setat că atunci când închid ușa de la casă, telecomanda universală automat să-mi stingă televizorul, priza smart să oprească curentul la tot ce este conectat la ea, iar aplicația să pornească alarma în casă, adică toți senzorii să fie gata de urlat, iată, deja m-a anunțat motion sensorul că cineva se mișcă în cameră. Evident, toată instalația asta are și minusuri. Dacă ești un novice, îți va lua ceva timp pentru a înțelege cum lucrează toate chestiile astea împreună. Aplicația, spre mirarea mea, e făcută tare bine, dar oricum mai sunt ceva bug-uri. De câteva ori am primit cu întârziere notificările de alarmă sau pur și simplu trebuia să o restartez pentru a primi datele corecte. Cel mai mare dezavantaj pentru mine este că produsele astea nu sunt compatibile cu asistenți vocali ca Google Assistant. Există compatibilitate cu Alexa de la Amazon, dar aia prin zonele noastre deloc nu e populară și sunt multe probleme la conectare. Evident, există opțiuni de securitate mai bune de la Nest, camere, lacăte smart, dar alea costă o grămadă. Toată instalația asta cu senzori, hub-uri, cameră, tot costă cât două camere de la Nest. E clar, astea arată așa mai ieftin, dar important e că își fac treaba și până la urmă asta contează. Cam asta a fost totul pentru azi, prieteni. Scrieți-ne mai jos în comentarii dacă mai vreți astfel de episoade legate de smart home și așa mai departe. În caz că v-a plăcut acest episod, evident că v-a plăcut, apăsați butonul like și abonați-vă la canal pentru mai multe review-uri interesante. Voi a fost Vicu, toate bine!